Bună seara, dragii noștri! Iată că ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Doar de Cântec, de asta dată cu un maestru al viorii, un virtuos și un om de mare caracter, prieten drag, colaborator de ani și ani la posturile de radio și televiziune, un om care a încântat mii și mii de telespectatori, de radioascultători cu cântecele sale, interpretate într-o manieră personală, într-o manieră sensibilă, într-o manieră care a permis să treacă dincolo de rampă până la sufletele dumneavoastră. Sunt emoționat pentru că acest om este foarte apropiat sufletului, este un prieten drag, care, să știți că deși este o celebritate a cântecului nostru românesc, și spun a cântecului românesc, nu a cântecului popular, pentru că interpretează deopotrivă sârbe, hore, dar și cafe-concert, valsuri, tangouri, muzică ușoară. Este un om de un mare caracter, cum am mai spus, și care știe să fie un prieten adevărat. Sunt fericit că în această ediție am în această emisiune ca invitat pe maestrul Petrică Pană. Bine ați venit în emisiune și vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să veniți în această emisiune. Seara și dumneavoastră și telespectatorilor noastre și o fac cu mare plăcere pentru că la invitația unui prieten nu pot să răspund decât cu prietenie de asemenea. Sunteți un om deosebit și vreau să vă spun că de câte ori vă ascult cântând, îmi vine să plâng, dar nu știu de ce. Că doar nu cântați mai melodii triste. Culmea, eu am încercat să mă creez o stare de bine. Adică mă emoționați atât de mult, Știu, înțeleg. mă sensibilizați încât și mă gândesc, Doamne, cum poate un om, un biet om, da, în această lume trecătoare, să cânte atât de frumos, să transpună pe arcuș atât de bine și atât de natural niște sentimente care poate ca interpret vocal, ca solist, le redau altfel. Dar instrumental vorbind, Ați marcat ceva, un biet om. Într-adevăr, și eu sunt un biet om care și el iubește să asculte muzică. Și atunci când ascult muzică, îmi doresc mult să ajung la starea aceea aproape de a plânge sau atunci când să simt muzica aia. Sunt un romantic prin esența mea, aici am cum ar vrut fi să să vă aduc. fie, așa, dar vreau să ascult o muzică pe care să o simt în sufletul meu, să mă pătrundă, nu doar să facă gălăgie, să vorba cuiva, să zgâdire urechile. Am avut niște emisiuni și am avut invitată pe Ana Munteanu, dacă o știți, interpreta Doinitoarea Banatului și Super. nu am putut să mă controlez. A cântat Trandafir cu Creanga n-apă și am plâns, m-am prăbădit și toți se uitau și râdeau. Adică, băi, frate, iau-te și pe ăsta de tabai prezentatorul plâng. Nu puteam să mă abțin. Atât de tare m-a emoționat. Apropo de Trandafir cu Creanga n-apă, cântată de Ana Munteanu, prima dată eu am cântat această piesă cu Aurele Făturăduțu, care s-a prăpădit în 73. Și e o piesă extraordinară. Încoace am auzit alții cântând-o și în variante mai puțin reușite, zic, dar Ana Munteanu e deosebită. V-au trecut mulți soliști prin mână Da. de-a lungul anilor. Ce credeți? S-a deteriorat starea sau calitatea interpreților care apar în ziua de astăzi față de cea de dinainte? Sau este doar o impresie a noastră? Nu, impresia noastră, știți că a noastră, că spunem, mă refer la noi doi, Da, nu vreau să la generalizez, noi doi, sigur. așa. Noi, prin vechime, am reușit să ne formăm deja o opinie, zic eu, aproape justă a ceea ce se întâmplă în fenomenul muzical și mă refer la muzical folcloric în România. Aveți dreptate. Noi am pornit cu gândul că ceea ce știam noi despre folclor atunci o să se duce spre 40 și ceva de ani în urmă. Era o piatră încercare să faci un lucru bun, un lucru frumos, un lucru adevărat, un lucru cu esență. Acum esența asta se reduce la cât? Da, Un direct singur la cuvânt. obiect, Cât? Da. Ori toată lumea urmărește numai aspectul pecuniar al Vă fenomenului. întrerup să vă povestesc ceva, să ne mai și, cum zic, să ne mai râdem, știi, decât să ne Da. distrăm.
Să râdem, bineînțeles, știu corect gramatical, da, dar am glumit. Nu, cunosc și jargonul și limba literară. E un spectacol de binefacere și sunt invitați mai mulți soliști. La un moment dat vine unul, cântă o canțonetă, nu dau nume, a fost invitat și, mă rog, la televiziunea unde imediat modelat și dumneavoastră o emisiune, dar nu la emisiunea dumneavoastră, nu cântă rău omul, dar după ce a cântat și a așteptat, am văzut că nu mai pleacă, toată lumea care cânta, s-a îmbrăcat, pleca. Și spunea, bine, domnul Ion, dar banii mei unde sunt? Păi, dar n-ați venit la un spectacol de binefacere. Bine, binefacere, binefacere, dar banii mei... Dacă de binefacere, bine. Da, da, așa da. Se întâmplă, da. Am asistat la alte interviuri pe care dumneavoastră le-ați luat altor artiști și am auzit unele opinii pe care eu de asemenea le împărtășesc. Prin anii, așa să spun, 68-70, făceam parte dintr-un ansamblu folcloric dirijat de maestru Ionel Budișteanu. Rapsodia română, spuneți, nu? Nu, 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 mai înainte de Rapsodia română. Barbu Lăutară, sau? Nu, era vorba de în sediul din Gutenberg 17. Așa, Tineremea Română acum, nu acum. Acum se numește Tineremea Română, atunci se numea ansamblul Tineretului, mă rog, UTC, sau cum se numea UTM, sau cum, în fine. Da, da, da. Așa, dar era al... Era o școală de folclor pe care la etajul 1 o diriguia maestru Ionel Budișteanu ca și dirijor al orchestrei populare, iar la etajul 5 era sala de repetiții a baletului folcloric pe care îl conducea Teodor Vasilescu. Oh, și maestru Vasilescu. Doi titani, da, da. În ce privește spectacolul de folclor în România. Și am avut șansa, marea șansă, și pedalez pe chestia asta, să colaborez cu acești doi mari titani, să învăț ceea ce înseamnă folclorul făcut, cântat, trăit. Și îmi spun, am avut șansa, că vorbim de vechime și de asta. Eu sunt unul dintre fericiții sorții, pentru că am apucat acei oameni care au fost Nicu Stănescu, dirijorul de la Orchestra Barbu Lăutaru, prima orchestră de folclor din România, cea mai bună orchestră din România, care a fost înființată prin anii 45-47. Pe urmă am colaborat cu Ionel Budișteanu, spuneam, cu Victor Predescu, cu Nicolae Băluță, acel clarinetist de la ansamblul de la Orchestra Radio, care de pe urmă a fost dirijor și de ce să mai spun, Paraschiv Opera Parcurs, n-aș vrea să-l uit pe cel care m-a învățat multe, Florian Economu, Marin Cioacă, și venind spre noi așa am cunoscut și am colaborat cu dirijorii care au apărut pe parcurs și până în zilele noastre. Deci am cunoscut toate etapele. Toate generațiile de dirijori celebri. Și în felul ăsta zic eu că o lucrare pe care am scris-o eu și se află bine acolo așezată până când am să o tipăresc, este în stadiul de manuscris, este evoluția și involuția folclorului românesc. Interesant. Dar în ultimii 50, dar pot să spun și așa până ultimii 70 de ani, pentru că datorită faptului că am copilărit în curtea ansamblului Ciocărlia, pe strada Schiul de Sus, unde a cartierul Tei al Bucureștiului, am cunoscut mulți oameni, era să uit pe Traian Târcolea, un excelent dirijor de orchestră și nu numai de orchestră folclorică, ci și simfonică. Maestru Arvinte, Constantin Arvinte, mi-a fost omul care m-a învățat cum se citește o partitură adevărată de dirijat. Ce trebuie să urmărești, cum se așează bine instrumentele pentru a le pune în valoare într-o orchestră folclorică. Lucru pe care nu știu câți profesori din conservator ți l-ar putea spune. Există
curs de dirijat. De curs dirijat de... Există curs de dirijat cor academic, există curs de, de orchestrație, dar orchestrație pentru orchestră folclorică nu se face. Ca și folclorul, se predă folclorul la, la nivel de muzică bizantină sau despre instrumentele arhaice sau alte, dar despre maniera, maniera de, de interpretare, de țitură, pentru că noi am făcut treaba asta, așa vreau să-i spun, treaba asta, folclorul, l-am făcut în viață, l-am cântat, l-am pregătit, am mers cu el pe scenă, am mers cu el în studiouri. Și atunci s-a pus problema, domnule, stai puțin, de unde e omul ăsta? Păi e din Bucovina, dar ăsta altul? Păi din Maramureș, dar ăsta altul e din Oltenia. Păi nu pot să-l acompaniez pe ăsta ca și pe celălalt și ca și pe celălalt cu, cu aceeași manieră și cu aceeași structură de orchestră. Fiecare, în felul lui, are un specific. Particularități, da. Și trebuie să, să-i acorzi fiecăruia sonoritatea și maniera de interpretare locală. E, treaba asta se, nu se predă la nivel universitar, pentru că ceea ce am învățat eu în școala de muzică și în, în conservator, într-adevăr, te învață cu lucrurile clasice, ceea ce, ce este foarte drept și logic. Dar se face și un curs de muzică, de armonie modală. Acolo mi-am găsit eu pe undeva locul cu ceea ce știam din, din muzica și din viața pe care eu o trăiam alături de, de muzicanți, de lăutari. Șansa mea a fost să am contact cu diferite generații de, 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 de muzicieni din, din țară și cu muzicieni din diferite spectre sonore, ale folclorului, ale muzicii clasice, ale muzicii de divertisment. Aș vrea să amintesc faptul că tata m-a luat de mână și m-a dus după ce am terminat eu liceul de muzică. Și... Nu, să ajungem la o discuție pe urmă cu tatăl dumneavoastră. Aș vrea ca telespectatorii, pentru că urmăresc această emisiune numără atât de mare, să-și ia în față un păhărel cu vin, să cinstească, să urmărească această emisiune și să asculte acum niște cântece cu un parfum adevărat. Petrică Pană, vă va încânta în continuare.
Maestre, toată lumea a urmărit, a ascultat, a admirat de-a lungul anilor evoluțiile tatălui dumneavoastră, Tudor Pană, în ce măsură maestru și-a pus amprenta asupra personalității dumneavoastră artistice. Fără să o facă ostentativ, a devenit o treabă naturală. Faptul că m-am născut în familia lui Tudor Pană, am găsit vioara la noi în casă, muzica, eram conjurat de ea. E adevărat că era și un pian, dar de pianul ăsta găsa mai mult fratele meu, Mandy Pană, care el cântă și la vioară și la pian. Eu am fost obligat să cânt la pian atât cât îmi cerea la școală, că de afară de vioară trebuia să mai cântăm ceva și la pian. Dar n-am reușit să ajung la niște performanțe extraordinare la acest instrument. Tata a încercat să ne ofere șansa de a face ceea ce ne place. Și la un nivel de performanță. Și fiecare ne-am orientat către ceea ce am vrut. Surpriza lui a fost atunci când poate nu prea devreme, dar destul de așa m-a văzut, auzit că am întâlnit să dirigez orchestra. Și a fost un accident. Trebuie să vi-l spun. Asta de trebuie ce? Să vă spun neapărat. De ce un accident? Trebuie să vi-l spun. Eu, de la vârsta de 16 ani, am început să colaborez în același an cu Elena Meișoreanu la ansamblul Tinerimea Română de astăzi, sub bagheta maestrului Budișteanu. Și acest ansamblu avea o chestie extraordinară. Aveau un aplomb pe afiș cu soliști de marcă, cu spectacole grele așa, și pe care le susținea la sala Palatului. De multe ori se întâmpla să aibă sâmbătă două spectacole la ora 16 și la 20, duminică două spectacole, 16 și 20. Vă dați seama câtă lume, 4 ori 4. 4600 capacitatea. 16.000 de oameni vedeau într-un weekend, vedeau spectacolele noastre. Era ceva extraordinar. Sigur. Extraordinar. Te simțeai altfel când auzeai și Mareta Văzlaru, Benone Sinulescu, Sofia Vicoveanca, Gheorghe Turda, nume sonore. Mulți de mari artiști ai țării care erau pe afișul acestui ansamblu. Și după asta a început de faptul că aveam și un balet excepțional. Maestru Budișteanu ne așeza pe fiecare în orchestră după cum eram mai aplecați să deprindem repertoriu. Și acolo el făcuse o școală de folclor. În sensul că toți băieții tineri din vremea aceea, instrumentiști, acolo veneau, se pregăteau și după câțiva ani de rutină în meserie, puteau să ridice puțin nasul să se ducă să se angajeze la un ansamblu profesionist, recte, radio sau Ciocârlia sau Doina sau mai târziu Rapsodia sau Pernița sau așa. Și acolo, dar acești băieți aveau datoria să nu uite de unde au plecat și ei mergeau la aceste ansambluri profesioniste unde se angajau și colaborau în continuare cu ansamblul Tinerimea Română, unde toți ce au acolo găseau un nucleu de oameni tineri foarte bine pregătiți, instrumentiști care acumulau și experiența noilor orchestre de unde mergeau. Și ce făceați? Solfegiu, făceați stil pe zone? Nu, cu maestru, nu, asta nu, solfegiu. Noi fiind instrumentiști, multe din explicațiile lui se refereau la armonizările tipice zonelor respective, maniere de interpretare. Eu eram cu ochii pe el la armonie, ce vrea să facă acolo. Și când nu se referea la violoniști și lucra cu instrumentele de armonie, eram foarte atent ce face cu ei și ce le scrie și ce le spune. De multe ori făcea armonizări
vocale, orale și îmi spunea Ciupeti că ea scrie repede treaba asta pentru viori. Da, la viola întâia, la viola a doua, altul. Repede. Și începea să... Asta era un dicteu, de fapt. Da, da, da. Era un dicteu. Și că, uite, asta faceți voi. Și când, ne îngrozeam ce putea să iasă. Pentru că atunci când el ne spunea pe gură așa, poate nu realizam. Și când ne notam... Da, s-auzea toată armonia. Și tot... când, în clipa când începea să cântăm, nu se poate. E ceva extraordinar. Ei bine, eu am devenit cu timpul concertmeistru acestei orchestre și aveam mare încredere în mine. Orchestre repetau de la ora 7 până pe la 9 și după 9 trebuia să urcăm la balet. O dată, de două ori, așa mai mergea el pe sus pe la balet să repete și cu baletul, dar uneori nu mergea. Spunea, pentru că vezi tu orchestra cu băieții acolo și cânti tu cu orchestra la balet. Mă duceam, băieții când auzeau că a zis maestru să merg acolo, nimeni nu spunea nimic. Dom'le, a zis maestru, mergem așa, așa facem. Și la repetiția cu baletul, eu trebuia să eram atât de responsabil și de atent ce spunea Puiu Vasilescu, coregraful, și cu repetitorul Ion Oprea, care era la pian, și eram foarte atent să văd ce se întâmplă la dansul respectiv ca să reușesc să cânt cu orchestra. Tempourile, în primul rând, așa, și toate schimbările de tempo și toate legăturile și tot. Și băgam foarte bine treaba asta la cap, astfel că în momentul în care aveam spectacole și era maestru cu noi în scenă, eu era cu ochii în ochii mei și îi făceam semn că e mai bine, e mai rar, e mai repede tempo-ul și toate lucrurile astea. El avea perfectă încredere în ceea ce știam eu despre dans. S-a întâmplat că așa era viața și așa e normal să fie. Ansamblul Absodia, unde el era dirijor principal pe Lipscani, făcea succes. E, ce să facem? Era un succes pe care îl bine meritau. Au cântat... Era și o pleiadă de artiști. Păi, era vorba de Maria Cornescu și Bălășoiu, care au rupt sala și lumea nu-i lăsa. Și ei trebuiau să cânte unu, două piese și două duete și trebuiau să plece. Hai să zicem încă un bis și plecau. Să zicem 7 piese. N-au mai fost 7. Au fost 17 sau așa. Budișteanu făcea pendel la Rapsodia, pe Lipscani, cu sala Palatului, cu ansamblul Tineretului. Socotind el ora de începere și cu că noi intram după cor și ce mai era acolo și cu un dans care mai era, cea care o jumătate de oră tampon. Ajungea lejer cu mașina, chiar foarte 5 minute, nici măcar. Dacă a țipat lumea, a cântat și cu aia, și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla, și cu ăla, și a venit duet. Și a cântat un duet, și a cântat două, și a cântat trei, și a cântat nouă. Țipa lumea cu aia. Nu putea să-i lase pe scenă să plece de acolo. Sigur. Era director al orchestrei, nu? Trebuia să fie acolo. Și era un budișteanu, nu era un nimeni care să zice, domnule, a ieșit un budișteanu, nu știu. La noi se întâmpla următorul aspect. A cântat corul ansamblului și a fost prezentat primul dans. Eu eram cu dansurile acolo, de multe ori am dirijat eu dansurile, pe fundul scenei era superb. Am făcut primul dans și am venit cu orchestra în față. Aveam o prezentatoare superbă pe Nina Paraschivescu, o crainică superbă și o fată inteligentă, vorbitoare de 7 limbi străine. O dicție perfectă. A venit, a prezentat orchestra ansamblului, dirijată de Ionel Budișteanu și prima piesă de orchestră, la care noi ne uitam în stânga, de pe unde apare, de la culise, să intri. Da. Regizor, ești, cum să ies, fii cu serios? Ești tu. Până la urmă, băieții, mă, vezi că n-a venit. Ce să facem? N-am avut un control, am ieșit în fața orchestrei, am stat de rapid. Țambala acolo și prima piesă, vă dați seama, genunchii mei erau o fleașcă. Așa, mai spun mâinile cam așa. Și am ieșit, am făcut prima piesă de orchestră. Publicul ne-a aplaudat, a venit chiar reprezentatoarea și a spus, acum Mihai Oprea. Dumnezeu să-l ierte.
ajungem și la momente din astea. Da, da. L-a prezentat. A cântat două piese, a mai făcut un bis, nu știu ce, alt solist. Și eu iar m-am dus la locul meu în orchestră, căzând că apă, nu apă. Ieși. Încă un solist, încă doi, nu știu, iar un das. Zic, bine că a scăpat. Hai pe fundul, pe fundul scenei, că intră dansatorii. Acolo eram la mine acasă. Ba, dansul respectiv și iar avansăm, iar ne uităm, tot n-a apărut. Prezintă un solist, bun. Iar așa un șir de soliști, iar un dans, iar pe fund, iar... Și venim și anunță, cum, Benone Sinulescu. Benone Sinulescu, au țipat sala. Bun, cântă Benone. Irina Login, oh, rău, toată lumea. Irina. Da, sigur. Da. Acum, duet, amândoi. Au făcut un duet, Buriștea la tot n-a apărut. Am trecut-o până aici, mă uitam tot timpul. Băieții erau mult mai atenți decât cum mai Buriștea, nu? Acum cu mine și pentru că eram toți ei, au fost, pierduți. Au fost de caracter. Că... Eram pierduți toți. Au fost, și a trebuit să fim, atenți. Uite așa. Da. Și toți cu semne la mine, atenție, acolo, face, aia, acum oprim, strofa a treia, trefa, nu știu ce, finalul, repetă, nu finalul, toți să-mi spună ceva. Terminăm primul duet, al doilea duet, și mai aveam încă, încă o piesă de aia, o dau și asta și-a terminat. Și când atac la al treilea duet, aud aplauze, doamne, ce grozav sunt. Mă aplaudă lumea. Apărut maestru Budișteanu. De la culise, tot maestru Budișteanu pe scenă, drept așa, lumea l-aplauda, el la către orchestră, nu știu, eu am fugit, când l-am văzut, am luat viola repede, așa, și l-am fugit în orchestră repede. El a preluat piesa, s-a terminat, a mai cântat încă două piese cu Irina și cu Benone, și când lumea ne-a aplaudat la final, el a cerut aplauze, m-a scos din orchestră și a cerut publicului să mă aplaude pe mine, că până atunci făcusem rolul de dirijor. Și ăsta a fost botezul meu pe scena Sării Patului direct dintr-un accident. Și tatăl dumneavoastră? Tata a auzit a doua zi, așa? Pentru că mulți băieți au vorbit asta, dom'le, aseară, uite, Petrică a salvat spectacolul, că mai spun regizorul programului nostru, Bucur, care pe scenă, ăsta a fost nebunit. Cum să-ți dispară ție dirijorul din spectacol? Să n-ai ce să faci acolo? Da, e foarte complicat. Da. Mai la populare are... Și totul live. Pe vremea aia nu exista cuvântul playback pentru noi. Nu. Chiar și în televiziune. Veneam cu orchestra direct acolo, dădeam vizionările înainte de emisiune, dădeam două vizionări, una joia când prezentam programul cu soliștii în T8 la televiziune, și pe urmă, cu o zi înainte de emisiune, încă o dată, dacă în urma vizionării au fost ceva obiecțiuni și au fost puse totul la punct, atunci mai... În forma definitivă. Da. Foarte, foarte serioasă treabă și foarte profesional făcută. Ei bine, și totul live. Da, să ne și permitea să cântăm live. Nu mai spun faptul că fiind de atâta vreme împreună, lucrând acești băieți sub mâna unor dirijori de marcă și acolo am avut dirijori pe Ionel Budișteanu, pe Marin Cioacă, pe Tudor Pană și în ultima vreme pe Florian Economu. Și v-a lăudat tatăl dumneavoastră sau nu v-a lăudat? Când am auzit, s-a spus să vă vedeți de treabă. Nu, cu violonistul e violonist? El știa că sunt acolo în orchestră și că toată ziua eram pe la maestru Budișteanu, că îmi dădea niște tratate de armonie și mai îmi spunea niște lucruri din astea. Și după ce terminam repetițiile cu baletul, totdeauna mă duceam să-i raportez. Astea a fost bine repetiția, am făcut și dansul, am făcut și aia. Și am mers, a fost mulțumit Pui Vasilescu. Cum a mers? Hai, maestru, a mers bine. Trebuia să-i spun treaba asta. Și... Oricum, muzica la dansuri era orchestrată de Budișteanu, era sub mâna lui totul. Eu nu făceam decât să conduc orchestra. Și tata când a auzit că am făcut treaba asta, și băi, fără să repezi, cum te-ai dus? Tata, noi am repetat, dar acum mai sub Budișteanu, dar n-a fost nimeni pe scenă. Și a țipat Nea Bucur, regizorul, la mine și mai să ies.
Păi, dacă te făceai de râs acolo, bă, ce făceai? Noi nu țipăm la dumneavoastră, doar vă rugăm să ne mai interpretați ceva, da? Petrică Pană în continuare. Cu drag.
maestre, întotdeauna am admirat la dumneavoastră sinceritatea cu care interpretați. Asta vine din lăuntrul sufletului dumneavoastră. Sunteți un om, mi-a spus, romantic. Și așa este, să știți. Este un om romantic. Dar sunteți o fire romantică, dar în același timp această fire sinceră vine din lăuntrul dumneavoastră ca și educație și caracter sau ține doar de modul în care interpretați cântecele pe care le aduceți în fața telespectatorilor? Cred că este o legătură din firea mea lăuntrică, așa sunt eu născută, plămada mea este asta romantică sau a înțelegerii muzicii și numai a muzicii și a poeziei și lucrurilor de suflet, așa și pe urmă și a le transmite în interpretarea pe care o fac. Îmi plac foarte mult lucrurile de virtuozitate, îmi plac foarte mult, apreciez foarte tare lucrurile așa sclipitoare, dar pe mine mă definește și mă mulțumește atunci când ascult, de exemplu, Chopin, Liszt, la pian, sau da, am ascultat Clayderman, sau sunt lucruri care astea mă liniștesc, mă relaxează. Mă relaxează, dar nu numai mă relaxează, mă și mulțumesc, pentru că eu nu privesc un act artistic numai prin faptul de a mă... am fost acolo, băi, ce m-am distrat acolo, și știu, nu, vreau să mă mulțumesc, vreau să-mi dea o stare de bine. Că mulți, domnule, și că domnule, m-a făcut să plângă ăla sau m-a făcut să... Nu vreau asta. Vreau să am starea de bine, să știu că am înțeles mesajul interpretului respectiv. Și dacă... Cum vă alegeți piesele pe care doriți să le interpretați, să le înregistrați? Cum vi le alegeți? După mult timp de... Că e interesant de știut, da. Pentru că un interpret vocal e una, dar un virtuos al viorii este altceva. Și... După mult timp de sită. În primul rând, dacă, să spunem, o piesă o aud cântată în repertoriu unei orchestre mari sau a unui interpret faimos, îmi doresc să o cânt și eu. Apoi trec piesa aia prin posibilitățile mele de a o reinterpreta și ceea ce vreau să vă spun. Multă lume a încercat să limite pe tata. Eu consider, și fără falsă modestie sau fără să fiu obraznic, spun că tata a fost inegalabil. Tudor Pană, prin maniera lui de interpretare, a fost inegalabil. Poate alții au făcut lucruri mai bune decât el, dar pentru ce a făcut el, zic că nu poate fi. Cum era Tudor Pană ca om așa? Era un exigent, un dur, un... sau era nu știu, pâine dacă, caldă, așa? Nu știu că, dacă eu pot fi jumătate cât a fost tata. Tata... Ca om, vreau să spun, nu ca artist. N-a avut niciodată cu noi dojană. Așa, ne atragea atenția la niște lucruri și de asta vă spun, decât să se spuse, mă, băiatule, atunci intrai în pământ. Și, atunci când mi-a atras atenția, cum ai putut să faci așa ceva, să... Păi stai, tata, să vezi că a fost situația așa manieră. Da, și când a aflat, fapt, el aflase de la cei prezenți în sală atunci, că au fost martori la această chestie și pe scenă, băieții au spus. Și a descurcat în minune, că uite, e și treaba asta extraordinar, nepregătită. Pe urmă, după aia, maestru Budeșteanu și conducerea ansamblului mi-au dat ghes și s-au trecut ani după aia și am ajuns să dirigez orchestra cazinoului din Monte Carlo. Acum multe lume zice, domne, grupul de la Monaco, nu știu mai unde, nu știu, dar nu știu dacă oamenii ăștia, acum 40 fix, azi 40 de ani, eu eram acolo și dirigeam orchestra cabaretului cazinoului de Monte Carlo, din Monaco. Și mă bucuram de succes acolo, am afișe încă de acolo, am... decupaje din ziare, ce spuneau ziarele despre mine și despre orchestra care o dirigeam, nu era orchestra mea, era orchestra cazinoului, orchestra cosmopolită, făcută din instrumentiști din mai multe țări, din vreo 7-8 țări. Dar limbajul muzicii este universal. Și, exact. Nici noi nu ne făceam de râs, pentru că cu limba franceză, cu limba
cu italiana și mai ales cu rusa, pe care o știu. La un moment dat, spectacolul ăsta se numea, așa s-a numit spectacolul, Nazdorovi Igrușii. Și directorul artistic mi-a spus că neapărat încearcă să vorbești cu cântăreața, că era o rusoaică, venit de la Paris, de la L'Étoile de Moscou de Paris, și vorbește rusește. Păi de ce să vorbesc rusește? Vorbește și franceză ca și bine. Dobre utre, ce zici? Da, sfidare. Da, nu, da, moșta, bolși, moșta, da, da. Nu era tot că doar ete. Moșta. Și vorbește cu ea rusește. Dă bine, dă bine așa, pentru spectacolul nostru, dă bine să-i vorbești în rusește. Ce spune? Și ea m-a întrebat la un moment dat... Și tot de la et. Și tot hocești piețe din alea, zice asta. Pătom, ia să cajul. Și tot hocești catorii piețe din alea. Nici vă, nu-i plohă, nici vă arăjă. Tot așa. Trebuie să vorbiți să puțin. Maestre, să fiți o enciclopedie ambulantă. Enciclopedie ambulantă, nu altceva. Și, am stat la povești, la nesfârșit. Când am venit eu de la Monte Carlo, de Monaco, am venit la București, de așa... Fițe. Și, da, și cu ta, și după 7 luni de acolo... Da, e o performanță, și nu în postura să... N-am fost portar sau să dau cu mătura. Tot respectul pentru oamenii ăștia, dar acolo am dirijat orchestra, eram dirijorul. Maestru Conta m-a întâlnit acolo și a venit să mă vadă. Vasile Conta. Iosif Conta. Iosif Conta, dirijorul orchestrei simfonice radio. M-am întâlnit cu mai multe personalități din România. Ioan Chirilă, da, scriitorul și comentatorul sportiv, Ioan Chirilă, a scris în cartea sa, Răzucind fusele orare, a scris 2 pagini despre întâlnirea noastră la Monte Carlo. Am să vă aduc să o vedeți. Chiar am cartea acasă, cred că am și citit pasajul, da. Dar am să reiau de lectura. Deci au fost oameni care au marcat. Ei, sigur că da, era o performanță, acolo. Nu da. Orice. Maestrul Conta m-a întrebat la un moment dat, și că dacă până ia spune, cum ai făcut să ai asemenea prezența aici și afișajul ăsta care în piața cazinoului, în fața la Hotel de Paris, erau niște panouri cam de 2 metri înălțime și de 7-8 metri lungime așa, din plastic alb și cu litere de plastic roșu luminate în spate, care seara se vedeau la poștă. Le Grand Orchestre d'Europe sub la direcțion de Peter Pan, în direct de Romanie, la premiere fost sur la cot. Peter Pan eram eu. Peter Pan, mai da. Ca să știu să țin minte, fratele, să-mi pot să-i spun. Așa. E bine, maestru contactat, Peter Pan în direct de Romanie, cine să fie ăsta dirijor din România, Peter Pan? Și a venit seara la casino acolo. E bine, după aia când a zis, și că am văzut Peter Pan, da. Păi zic, nu, maestru, eu zis că numele meu, Petre Pană, s-ar traduce mai bine așa. Peter Pan, hai să vă mai ascultăm. D'accord. Peter Pan, Petrică Pană, continuă. Thank you.
Ce vă place să interpretați mai mult? Cafe, concert, muzică populară, valsuri, tangouri? Sau ce vă definește mai mult? O romanță, o canțonetă, eu știu ce? Vă spuneam la un moment dat că după ce am făcut botezul și toată evoluția mea și după liceul de muzică și după ceea ce făceam la ansamblu tineretului, tata a zis, băi, și bine, băiatul ăsta promite, dar nu, simt eu că parcă nu e în apele lui tot ce poate el. Și m-a luat de mână și m-a dus la Atene Palas, la Nicușor Predescu, marele violonist Nicușor Predescu, care era recunoscut pentru un repertoriu fantastic și pentru o interpretare deosebită. El era și violonist în orchestra simfonică a radioului și cânta la Atene Palas. Și i-a spus tata atunci, dacă Nicușor te vrea să băiatul meu și să facă și el practică cu tine aici, dorere, dar tu acasă poți să... Știi, ca părinte nu poți să faci mai mult cu el. Așa cu tine e altceva și aș vrea să, pentru că sportul un respect deosebit și te apreciez foarte tare, aș vrea ca și fiul meu să fure ceva din meserie de la tine. Tată, un costum negru, violița, un scaun în scobitura pianului, de mâine seara la ora 8:05 ești acolo. Am înțeles, maestre. Și timp de 4 luni și 10 zile am fost prezent pe scaun acolo la Atene Palas, unde îi mulțumesc și astăzi, și omul e la ceruri, dar îi mulțumesc memoriei lui pentru faptul că m-a lăsat să fur, pentru că asta se fură, modul de a interpreta muzica de cafe-concert. Și m-a îndrumat și mi-a spus cum se alcătuiește un program. Mi-a spus, tată, uite, ia tot, dar nu încerca să-i mai imiți. Încearcă să treci totul prin filtrul personalității tale. Încearcă să-ți construiești. Mi-a dat criterii de alcătuire a unui program. Asta e important. Foarte important. Tata, la fel, asta spuneam mai devreme, mulți au încercat să-l copieze. Eu, tocmai asta, am luptat mereu să nu-l copiez. Am încercat să fac tot ce făcea tata mai bine și mai bun, dar să o fac în felul meu. Să nu spună lumea, uite, mai mulți al lui Tudor Pană pe scenă. Da, nu. Chiar că aveți un stil personal și cu și totul deosebit. Am încercat să fac treaba asta și cu repertoriu și cu cele ce am învățat de la Nicușor Predescu, pentru că el mi-a spus, fă de așa manieră, ia tot. Tot ce poți să iei de aici și ce ți arăt și ce ți explic, ia tot. Dar tu încearcă să treci prin filtrul personalității tale. Și atunci o să realizezi lucruri frumoase. Am avut și șansa ca în orchestra lui să întâlnesc pe Gherase Puică, un pianist extraordinar, Horia Ropcea, organist extraordinar, Colea Stângaciu, basist, ce să mai spun, muzicieni de calibru. Calibru internațional, oameni care au cântat multă vreme afară. Și atunci când eu la numai 26 de ani am apărut pe scena Cabaretul Casino de Monte Carlo, aveam cât de cât așa un miros al scenei internaționale, pentru că repertoriul deja cunoșteam de aici ceva din el. Pe urmă am adăugat. Dar am avut șansa ca în aceste turneele mele peste hotare să întâlnesc și oameni cu care m-am înțeles foarte bine, deși limba era alta decât româna, dar, cum spunea și noastră, muzica are o singură limbă. Limba muzicii este universală. Și atunci, așa l-am cunoscut pe Charles Aznavour, dar nu în Franța, l-am cunoscut în Portugalia, la Casino Estoril. Acolo am cunoscut-o și pe Amália Rodrigues. Da, ce-mi plăcea ființa asta acum. Pe care... Cum era Amália Rodrigues ca om? Domnule, vreau... Simplă și modestă, așa e? Asta vreau să remarc. Cât de mare, cât de importantă, cât de cinstea de a spune poporului portughez la de Revelion la ora 12 noaptea, la mulți ani, nu s-a acordat nu știu cărui ministru sau cărui președinte de stat sau ce, ci Amália Rodrigues. În spectacolul în care îl făceam noi pe scena Casinoului Estoril, la 12 noaptea a venit Amália Rodrigues cu paharul de șampanie și a spus pentru tot poporul portughez din Portugalia, din insule și din lume, pentru că portughezii sunt răspunsul de lume, de Macau, prin tot fostele colonii,
și pentru toți spune la, la mulți ani și cu an nou bun, cu sănătate, cu ce-și doresc ei. Urări de 2 minute, nici măcar atât. Așa. Dar până să ajungă la momentul ăsta, ea, pentru că portughezii au și ei un stil, artiștii, se întâlnesc, se întâlneau acolo la cabina la ei și fiecare aducea de acasă ce credea el că soția lui a pregătit mai bun. Unul un cozonac, unul o plăcintă, unul o friptură de nu știu ce, unul ceva. Și era masa din cabina artiștilor, a orchestrei, a bandului, cazinoului, era plină cu toate alea. Bineînțeles că au venit prima dată la cabina quartetului Petit Căpană Quartet. Să vedem că suntem acolo cu ei, invitați. Hai să bem un pahar de vin să... și trebuia să guși din fiecare ceva, să te simți bine, că era înainte de anul nou și pe mă intrăm în scenă. Amalia, mare firmă, avea o cabină aranjată acolo cu dormeze, cu șampanie, cu ghihre negre, cu ce. Și la un moment dat, a stat acolo și a ieșit și... Ce faceți voi aici? Era gălăgie la noi în cabină. Și toți urlam, strigam cu fiecare și noroc și tot ce. Ce faceți voi aici? Toți liniște. Păi, și noi știți cum e tradiția să ciugulim ceva, să bem un pahar, că până mă intrăm în scenă. Păi și eu nu pot să... Acum să nu, dacă vă face o plăcere... Da. A venit directorul artistic. A trimis băiatul de orchestră, aveam un om care se ocupa de orchestră, tot ce avea nevoie. L-a trimis să cheme directorul artistic. Da. A luat două navete de șampanie, două navete de șampanie din partea mea pentru muzicanți. Da. Le-am dus acolo, imediat, frapate, aranjate, s-a făcut imediat. Și păi noi beam vinul. Lasă că beau eu acum vin de ăsta, că era, au și ei un vin, toată lumea spune de vin de Porto. Ăla e o, cum să spun, o vișinată sau ceva așa dulce, un lichior. Au un vin, ca la noi, vin de țară. Un vin extraordinar și unul se numește vino verde, un vin portughez, dar au un vin bun de tot, extraordinar. Și noi tot beam acolo cu vinul și nu, voi beți șampanie, că ăsta vreau să gust eu din asta, să văd eu ce vin. Și astfel am ajuns să discut cu ea și am stat mai mult de vorbă și zic, știu că dumneavoastră ați fost în România și toată lumea v-a apreciat foarte mult și ați avut succes mare acolo. Și da, România pentru mine reprezintă niște amintiri extrem de frumoase, eram tânără și am avut... mare succes acolo. Voi atunci n-aveați cu ce să mă plătiți și mi s-au propus plata în natură. La care eu nu știu ce am făcut în natură, zic cum. Da, și că mi s-a oferit o blană, o haină de blană superbă, așa, salam de Sibiu. Am auzit asta, am rămas uimit. Pe câte toli i-a dat de salam de Sibiu ca să acopere plata? Icre negre și salam Sibiu. Maestre, vreau să ne propun, să promiteți ceva. Eu spun așa, dragi telespectatori, este doar prima parte a emisiunii în care avem ca invitat pe Peter Pan. Vreau să mai reveniți, că mai avem o grămadă de povestit. Și e păcat. Acum trebuie să întrerupem emisiunea asta, că s-a terminat. Primii 10 ani de carieră, păi, da, ai mei și mai am încă vreo 45 de spus. Păi, promiteți că reveniți, da? Cu mare drag, cu mare drag. Deci a fost Petrică Capană, dragii noștri, în această seară. Invitat al bunului lui prieten, Ioan Chirilă. Și al domnului Dincă, care ne-a permis împreună cu echipa tehnică să facem această emisiune. Sunt fericit că ați venit, maestre. Vă doresc sănătate, bucurii. Dumneavoastră, fetiței, Georgiana cântă la nai, este o virtuoză al naiului. Băiatul cântă la vioară. Mihăiță, la fel, e un om extraordinar. Nu știu nepoței, dar probabil că îi formează și pe ei. Păi am două nepoate la muzical. De muzică, la pian. Ce vreți mai mult de atât? Fratele cântă la pian și la vioară, nu? Mande, deci toată familia este de muzicieni. Poate că ne întâlnim și facem aici o sărbare câmpenească, ca să nu spunem cafe concert, știi, ca să sune mai popular așa. Aș sărbare câmpenească, sună bine. Că da? Se poate. Important este ca oamenii să ne asculte și la o sărbare câmpenească, și la un spectacol stradal într-un parc undeva, și pe o scenă mare, cum e scena Salei Palatului, și chiar la ei în comunitate, acolo unde sunt ei acum plecați,
Și eu nu fac decât să-i salut, să le spun să aibă zile bune și mulțumire sufletească și atunci când putem să le alinăm dorul de casă, o facem cu drag. Dragii noștri, să-l ascultăm pe maestrul Petrică Pană în continuare. Până atunci, Ioan Chirilă vă dorește toate cele bune. La revedere!